Dragilor dimineață, cum am spus, am uh, adus aminte de predica din seria Lucruri mici, cum Dumnezeu folosește lucrurile mici sau oamenii mici. Nu trebuie să fii neapărat cineva, nu trebuie să fii neapărat cunoscut, nu trebuie să fii un om cu statut financiar sau un nume în lumea asta ca să fii folosit de Dumnezeu, și Dumnezeu folosește pe cel care e cu inima smerită. Amin. Și v-am adus aminte dimineața și ne-am adus aminte împreună de acea mică evreică care a fost luată sclavă în Siria și cum ea a transmis mai departe mesajul vindecării lui Naaman, care a ajuns la Ilie și așa un popor întreg a recunoscut că nu există Dumnezeu mai mare decât Dumnezeul lui Israel. Dimineața am continuat cu seria despre lucrurile și oamenii mici pe care le folosește Dumnezeu și am povestit despre cei patru prieteni care au ajuns robi în Babilon și cum am spus dimineață, buturuga mea că răstoarnă carul mare. Acești patru tineri, acești patru tineri, pe mine mă impresionează povestea asta, îmi vine să predic din nou despre ea. Salutare, mă bucur să te văd. Acești patru tineri au răsturnat, imaginează-ți, nimeni n-a fost curajos îndeajuns din toate împărățiile ale 127 să-l confrunte pe împăratul Babilonului. Numai acești patru tineri, probabil adolescenți, au tineri, cum să le spunem noi, poate undeva 16 ani, acum a crescut, sără 17 ani, au stat în picioare și au zis, sunt părate, fă ce vrei, noi știm ce avem de făcut. Noi am luat decizia asta cu mult timp în urmă. Și am spus că atunci că deciziile în viață sunt foarte importante și deciziile mici contează, amin? Și că trebuie să luăm decizii cu pace. Pentru că atunci când pacea stăpânește, pacea ne conduce. În altă traducere, în limba engleză spune, lăsați pacea să fie arbitru în viața voastră. Să fie arbitru care te conduce, să zică când ești în offside, să zică când ai pe lângă poartă, să zică lasă pacea lui Dumnezeu să o Și am hotărât noi și am descoperit că pacea, pacea înseamnă ceva. Că e ușor să spui ia decizii cu pace. Dar ce înseamnă, domnule, decizii cu pace? p era promovează împărăția lui Dumnezeu. p -ul. A respecta autoritatea cuvântului. Amin? Faceți aminte. După aia venea P-a, te duce la Hristos. Întrebarea e întotdeauna, decizia asta mă duce la Hristos sau mă îndepărtează de Hristos și dă culoar vrăjmașului? Sunt foarte mulți creștini care ies de sub umbrela la protecție lui Dumnezeu și după aia vin și plâng. Oh, uite, m-a lovit diavolul, dar tu ce ai făcut? Păi, știi, am ieșit de sub umbrelă. În loc să mă duc spre Hristos, m-am dus spre păcat. P Pă, promovează împărăția a... Uite, le avem, autoritate. Onorează autoritatea cuvântului ce te duce la Hristos. E, te duce la evlavie, la sfințenie, o decizie divină, nu te duce în păcat. Amin? Și ultima era, ia decizii bazate pe adevăr. Și ăsta e singurul adevăr pe care îl cunosc, vă spun sincer. E singurul. Și credeți-mă, adevărul nu este o filozofie. Și nici măcar un set de reguli. Când am venit la biserică, prima dată mi-au spus, frații, trebuie să înveți lucrurile despre adevăr. Și am spus, ce este adevărul? Am întrebat și eu ca Pilat. Tatăl meu era profesor de filozofie și mi-a pus aceeași întrebare. Ce este adevărul? Și am spus, tata, am descoperit că adevărul nu e un set de reguli. Adevărul este o persoană, este Isus Hristos. Aleluia! În seara asta o să avem un alt mesaj din seria Lucruri mici, oameni mici pe care Dumnezeu îi folosește. Și titlul mesajului nu este Buturuga mică răstoarnă ca o mare, cum cei patru l-au răsturnat pe împărat, pentru că el a fost atât de șocat și atât de speriat și a zis, wow, ăștia umblă cu un Dumnezeu mai mare decât Dumnezeii mei. În seara asta, titlul mesajului este Umblă cu cel mai mare. Spuneți după mine, umblă cu cel mai mare. Nu știu dacă știți, dar e dovedit științific că mersul pe jos sau umblatul, da? Omul poate să umble spre deosebire de animal, nu? Este foarte, foarte, foarte sănătos. Era o vorbă românească, nu știu dacă e pe aici, dar în Oltenia tata mi o spunea tot timpul, mersul pe jos face piciorul frumos. E și aici? Wow, să vede că sunt români. E și aici, slavă Domnului, dar să știi că atunci când mergi pe jos, organismul tău primește oxigen, se oxigenează, gândurile ți se limpezesc. În, în unele din cele mai grele clipe ale vieții mele am primit îndemnul, du-te și te plimbă. M-aș fi așteptat ca Domnul să spună ceva mult mai spiritual. Du-te și postește, du-te și te roagă, și alea le-am făcut. Dar câteodată trebuie să te plimbi, trebuie să ieși în natură, trebuie să recapiți din nou frumusețea creației lui Dumnezeu. Mersul pe jos ajută, este dovedit științific că face oamenii sănătoși. Sedentarismul omoară, umblarea te ajută, te ține activ, te ține sănătos. Amen? O, Doamne! Hmm. Ce legătură are asta cu deciziile? Pentru că în seara asta vreau să vorbesc despre un om care a mai vorbit aici la Filadelfia, dar povestea lui e atât de importantă în Biblie, care are peste 14 capitole destinate lui. Omul ăsta se numește John Iosif, slavă Domnului. Povestea noastră este despre tânărul Iosif care a trecut prin multe etape în seara asta, doar le amintesc, nu predic din ele, zdrobire, greutăți, a fost vândut, a fost lepădat, a fost ispitit, a acuzat pe nedrept, uitat în închisoare de oameni și totuși mâna invizibilă a lui Dumnezeu a fost la lucru în viața acestui om pentru că el a știut să umble cu cel mai mare. Iosif putea să facă tot felul de șmecherii, tot felul de combinații. Odată după ce a fost vândut, ar fi putut să lase amărăciunea să vină în inima lui să zică, știi ce? Frații mei m-au abandonat, m-au vândut, tatăl meu a uitat de mine, crede că sunt mort. Am ajuns aici, în Egipt, în casa lui Potifar ăsta, nimeni nu știe, ăsta mi-a dat totul pe mână, hai să fiu și eu român. Dar slavă Domnului că Iosif n-a fost român, a fost om ceresc. Iosif a fost om ceresc. Îmi place atât de mult povestea lui pentru că în toate etapele vieții lui, în toate gropile pe unde a fost când a fost aruncat în groapă, Iosif s-a uitat spre cer. Când a fost vândut și a fost dus ca sclav și a pierdut familia, identitatea, viața, pentru că a ajuns un sclav, Iosif va continua să se încreadă în Dumnezeu. Apoi când a fost aruncat de fapt ispitit, a fugit de ispită și de păcat. Și aia a fost decizia care cred eu că i-a marcat viața, pentru că eu face acolo o, o, declarație, zice, cum aș putea eu să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Prima lui prioritate era Dumnezeu. Nici măcar nu s-a gândit la, poti, la, la, potifar sau la ea. Nu, eu îi spun potifăreasa, eu și Valeriu Govăr, noi îi spunem potifăreasa la pe Iosif. Nu, el s-a gândit la Domnul, pentru că el umbla cu Dumnezeu. Pentru el Dumnezeu nu era un concept, nu era o filozofie. Dumnezeu umbla cu el. A fost cu el în groapă, a mers cu el în casa lui Potifar și l-a ajutat să administreze bine lucrurile. Dumnezeul acesta viu și adevărat a fost cu el în închisoare, când oamenii l-au uitat. Dumnezeu era peste tot și Biblia spune că pe ce Iosif punea mâna, creștea. Mama mea, mama mea, melodia. Ce mi-ar place ca să se zic așa despre noi? Bă, pe ce pune mâna omul ăsta, crește. Pe ce? Dă -i, dă -i, dă -i, ai încredere în, în Cozmin. dă lui lucrurile astea să vezi cum prosperă lucrurile astea sub mâinile lui. Ăsta e om binecuvântat de Dumnezeu. Eu cunosc așa oameni, să știți. Cunosc așa oameni și am unul și în viața mea. Care, când pune mâna pe puțin, după o vreme crește. Și tot timpul mă întreb cum se întâmplă. Iosif este omul care a umblat cu Dumnezeu. Și ce înseamnă asta? Câteva lucruri aș vrea să menționez. Iosif. S-a adaptat la circunstanțe, dar nu s-a compromis. Acum avem un val așa de învățătură în lumea asta, că trebuie să fim relevanți. Atâta mă frustrează mentalitatea asta de relevanță. Hristos n-a fost relevant, oameni buni. Hristos a fost contracultural. El a fost radical, nu relevant. E o mare diferență. Hai să fim relevanți, să facem și noi petreceri, să-i câștigăm peștea din lume. Îți spun eu ceva, cu paharul nu câștigi pe nimeni. Eu am prieteni care s-au dus acasă la familia lor și au băut un pahar, două cu frații și a fost super, bă, uite ce pocăit fain e ăsta, dar când s-au supărat și ce au zis, tu vorbești mă care ai băut cu noi? Așa face lumea. Iosif a știut să se adapteze. El a știut să se adapteze. La un moment dat menționează Scriptura că fiind scos din închisoare, știți că evreii poartă bărbi, știți asta, nu? Egiptenii urau bărbile, le, le, le credeau ceva urât de tot. Ei considerau pe evrei o națiune de second-hand. Și Biblia spune că Iosif când a fost scos din închisoare, nu numai că și-a spălat hainele, dar știind că merge înaintea lui Faraon o altă autoritate dintr-o altă cultură, zice că și-a ras barba. Chiar dacă el era evreu. Incredibil ce frumos. Omul a știut să se adapteze, dar nu s-a compromis. El nu s-a compromis de la valorile pe care le învățase în sânul familiei. El știa că face parte din linia aia a Dumnezeului lui Avram, Isaac și Iacov. El n-a uitat niciodată asta. Doi, el a văzut planul pe termen lung și nu a acționat după emoții, ci după promisiune. Știți ce mi imaginez că în momentul când Iosif a căzut în groapă, s-a uitat la groapa aia și a zis, nu seamănă cu ce am visat. Dumnezeu sigur trimite. Ajutor să mă scoată de aici. Se spune că gropile astea, eu am citit despre ele și probabil și voi, că nu e foarte greu să citiți, erau gropi de apă pentru caravanele care mergeau din, uh, din partea aia dinspre Siria și dinspre Iran înspre Egipt. Și pe drumul ăsta nu era o singură groapă, erau multe gropi. Și drumul ăla era exact drumul pe unde treceau caravanele. Imaginează-ți! În providența lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu i-a lăsat pe frații lui să meargă unde au mers prima dată, că dacă îl prindeau acolo, îl omorau. I-au trimis direct lângă autostradă ca să poată să ia caravana să-l ducă în destin. Deci și groapa a lucrat planul lui Dumnezeu. Aleluia! Câteodată știi că sunt câte o groapă și zici, Doamne, ce fac eu aici? Cazând câte o groapă poate financiară, o groapă a disperării, o groapă a depresiei, o groapă a singurătății, nu mai știi ce să faci, nu vrei să spui copiilor soției în ce stadiu ești și strigi la Dumnezeu, dar știi ce, nu te descuraja. Pentru că dacă groapa aia nu arată ca planul lui Dumnezeu pentru tine, Dumnezeu te va scoate de acolo. El a văzut planul lui Dumnezeu pe termen lung. Nu s-a gândit și nu a acționat pe bază de emoții. Nu știu câți dintre noi am fi putut să facem ce a făcut Iosif să fugă de a doua cea mai frumoasă femeie din împărăția Egiptului și să zică nu. Poate altul ar fi început o relație extraconjugală cu ea și ar fi trăit multă vreme fără să știe potifar. Însă Iosif, când păcatul a venit spre el, el a fugit spre Dumnezeu. A preferat să fie acuzat pe nedrept și crede-mă, în viață o să fie acuzat pe nedrept. Și vreau să te încurajezi ceva, nu te răzbuna singur. Lasă-l pe Dumnezeu să facă dreptate, că atunci când El o face, o să o facă bine de tot. Amin? Am mulți oameni care m-au rănit în viața mea, de când m-am întors la Domnul. Și știi ce? Am început să fac o rugăciune după vreo 10-15 ani, n-am lăsat amărăciunea să-mi prindă inima cu toate că puteam să o fac. Și am zis, Doamne, dăm în mână vrăjmașii și pe toți care m-au rănit să le fac bine. Și credeți-mă că Dumnezeu e credincios. A venit vremea când oamenii care m-au rănit, oamenii care au dat cu pietre după mine, astăzi mă sună să-mi ceară sfaturi. Pentru că Dumnezeu întotdeauna spune vrășmașii în mână să-ți testeze inima. Să vadă ce faci cu ei când ajung la mâna ta. Vrea Domnul să vadă dacă ai mai păstra niște pietre prin buzunare. Că să știi un copil al Domnului nu are pietre în buzunare să dea cu ele după nimeni. Dar dacă tot veni vorba și dă cineva cu pietre după tine să nu uiți că doar în pomul care are fructe să dă cu pietre. Doar în pomul care are roadă, așa că nu te descuraja. În Iosif s-a dat, dar el a ținut și a avut un plan pe termen lung. El a știut că Dumnezeu are un plan cu el, era conștient. Vreau să te întreb, tu ești conștient de asta? Atunci când ești în zădu zile, atunci când ți se adună nervii, când nu ți ies lucrurile, când zici, Doamne, mai eu are o posibilitate că eu nu o mai văd, sunt întunecat. Pentru că vedeți, anxietatea și frica, știți cum lucrează? Sunt trei stări ale fricii care atunci când frica acționează în tine, fie fugi, fie îngheți, rămâi pe loc blocat, fie intri în luptă. Astea sunt cele trei care știința le-a dovedit. Ei, Iosif când a fost ispitit, a făcut cine spune și Apostolul Pavel, îi spune lui Timotei, fugi de poftele tinereții. Cu alte cuvinte, Doamne, chiar dacă sunt tânăr, chiar dacă pot să fac lucrul să e la îndemona mea nu o să păcătuiesc împotriva ta, o să păstrez trupul ăsta pentru tine, ăsta e templul Duhului Sfânt. Amin? Îmi place de Iosif, nu numai că s-a adaptat circunstanțelor, dar nu s-a compromis de la valorile lui, el a rămas credincios în ascuns, a văzut lucrurile pe termen lung, dar încă un lucru fantastic este că a avut încredere maximă în Dumnezeu. Și în final Dumnezeu a făcut toate lucrurile să lucreze spre binele Lui. Wow, sunt atât de simplu. Dar e atât de dureros când treci prin procesul ăla. A venit odată un tânăr, la mine eram, cred că cu câțiva ani în urmă și a zis, frate Sani, frate Sani, te rog, pune una peste mine să se transfere ungerea asta, să scriu și eu un cânte ca leu din eu, dar să fie cunoscut în toată lumea. Zice, cât timp ți-a luat să-l scrii? Dar cineva de lângă mine, Vali, era. Zice, spune eu cât timp i-a luat, că-l cunosc pe Sani. I-a luat vreo 20 de ani, 3 ore și 4 minute. Cântecul ăsta nu s-a născut într-o zi e procesul prin care el a trecut și a fost zdrobit și a fost întins la maxim și Dumnezeu l-a testat și acolo, și acolo, și acolo, și acolo și încă Dumnezeu testează. Pentru că Dumnezeu pe cine iubește testează. Biblia spune în Psalmul 105 că Iosif a fost testat de Dumnezeu. Dumnezeu nu îi spitește. Spune-i vecinului, Dumnezeu nu îi spitește. I-ai spus? Da, ne văd că nu i-ai spus. Nu, mai spun eu dată. I-am văzut că tu i-ai spus, că tu ești profesoară de matematică. ăsta e Dumnezeu nu îi spitește, dar testează. Biblia spune în Psalmul 105 acolo că până când Cuvântul Domnului l-a testat pe Iosif, atunci a trimis stăpânitorul neamurilor să-i scoată lanțurile. Deci vedeți, aici nu era o bătălie între Faraon și Iosif, era o un test între Cuvântul lui Dumnezeu și inima lui, Iosif. Oare cum s-a simțit Iosif când el în închisoare a ajutat doi oameni și l-a tălmăcit cu darul lui, le-a dat din darul lui, din viața lui, din timpul lui, și Biblia spune că atunci după ce au ieșit din închisoare, au uitat de el. Cum te simți când ești uitat de oameni? Cum te simți când oamenii uită binele care le ai făcut? Trec pe lângă tine și parcă nici nu te cunosc. Sunt convins că nu te simți bine. Eu spun că nu mă simt bine. De multe ori trec tineri care i-am ajutat și i-am împins în față pe lângă mine și nici bună ziua nu mai știu să zică. Și mă gândesc, mă, a da, el era, da. Ce s-a întâmplat cu el? Continuă să ajuți chiar dacă nu se mulțumește nimeni. Imită-L pe Dumnezeu, continuă să dai. Vă aduceți aminte de povestea? Aia? A fost odată o, o mareie de asta puternică și pe o plajă, în, în, cred că în America, undeva, era plină plaja de stele de mare și mergea unul pe plajă și lua câte o stea și o arunca în mare, lua câte o stea și o arunca în mare. Și altul alerga și zice, hey man, nu mai arunca, că nu contează, zice, oricum o să moară, nu le poți ajuta pe toate. Și băiatul ăsta s-a uitat spre el și a zis, ok, men, pentru asta contează. Și a aruncat-o în mare, pentru asta contează. Continuă să ajuți, pentru că pentru omul la contează. Amin? Acum intrăm în lucrurile mai adânci. Dacă Iosif a umblat cu Dumnezeu și a luat o decizie, de fapt mai multe decizii, un șir de decizii, în groapă a luat decizia să se uite în sus. În casa lui Potifar a luat decizia să fie credincios în închisoare, de fapt când a fost ispitit a luat decizia să fugă, în închisoare la fel, a luat decizia să fie credinciosul Dumnezeu chiar dacă oamenii l-au uitat. Când a ajuns în fața lui Potifar, a luat decizia să nu se mândrească. Ei, am auzit că tu ești la de la Betania, când pui tu mâna și te rogi să vindecă frață. Nu eu, Dumnezeu, a zis Iosif. Iosif și-a trecut testele și acum mai venea un test. Testul, cred că cel mai dureros pentru el, au venit cei care l-au vândut frații, familia lui, pentru că adevărul câteodată cum te rănesc frații, cum te vând frații, nu te vinde nimeni. Dar să știi că și el e un test. Și Iosif se întoarce cu milă și bunătate spre ei. Ce înseamnă că Iosif a umblat cu Dumnezeu? Într-un cuvânt, Iosif a umblat cu Dumnezeu. Spune împreună cu mine, Iosif a umblat cu Dumnezeu. O să acronimul cuvântului umblat și o să-l deslipim așa. Așa am fost inspirat de Duhul Sfânt astăzi să predic în acronime. Nu fac asta des, foarte rar, poate o dată la 10 ani, poate o să o fac mai des de acum. Dar primul este U, litera U. Ok, poți să-mi dai la U, să-l dai mai jos puțin, că ai ajuns direct la sfârșit. Iosif... Ok, nu-l vedeți pe O, dar vă zic eu ce a făcut. Iosif va urmări sfințenia. Mai ești până la o. Vezi că e mai sus. La este, o, este aici, mă, slavă Domnului, Nu mai în față nu e. Ma, acum am înțeleg eu de ce echipa nu cântă versurile toate. <răză> Și noi nu știm tot să citim toate versetele, mă, trebuie să lărgim mă, la. Primul lucru, Iosif a urmărit Sfințenia. În Geneza 39 cu 9 spune Scriptura că el a fugit pentru că această femeie, spune Scriptura, în fiecare zi îi spunea culcă-te cu mine, culcăte cu mine și îl necăjea zi după zi, după zi, după zi, pentru că așa face ispita, așa face diavolul, însă Iosif a fugit de ispită înspre Dumnezeu. E foarte, foarte interesant că Biblia ne cheamă în Noul Testament ce? Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Iosif a urmărit sfințenia. M Ios Iosif a fost un instrument al milei față de frații lui Geneza 50, de la 16 până la 19. Frații lui au inventat acolo o mică povestioară și au spus, băi, uite, a murit tata, hai să spunem lui Iosif că să nu ne omoare, că a zis tata să aibă milă de noi. Și Biblia spune acolo că Așa să vorbiți lui Iosif, o iartă nelegirea fraților tăi și păcatul lor că ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului Tatălui tău. Și Biblia spune că Iosif a început să plângă pentru că el deja iertase. Iosif deja îi primise. Iosif deja a pus o vorbă la faraon. Iosif deja îi binecuvântat cu resursele lui, deja stăteau pe buzunarul lui. Iosif a început să plângă când a auzit cuvintele astea. Iosif a avut milă de frații lui. Vreau să te întreb, cum ești tu? Pentru că frații lui s-au dovedit a fi și vrășmașii lui. Au vrut să-l omoare, au vrut să-l schinge, până la urmă au zis, hai să-l vindem ca sclavă, au făcut niște bani pe el, că erau afaceriști. Care e atitudinea ta când vezi pe unul care te-a rănit? s a rănit familia? Aveam pe unul la biserică care s-a să că la mine e până la familie. Pe mine poți să mă înjur, poți să-mi faci ce vrei. Dacă mi-ai atins copiii, las pocăința 5 minute și te execut. e fain dedicarea asta față de familie ce mi-a transmis omul ăsta, dar nu e biblică. Biblia ne învață un alt exemplu, amin? Da, Dumnezeu te cheamă să-ți protejezi familia și Doamne ferește într-o încurcătură să fie atacată familia ta și să nu-ți faci treaba, aia ar fi o nebunie, protejează-i. Dar aceeași Biblie te cheamă ca să-ți iubești vrăjmașii. Cum împăcăm lucrurile astea? Iosif, atunci când au căzut vrăjmașii lui în mâini, când putea să zică, în sfârșit băieți, să vă vedeți cum vă perpelesc eu acum, vă pun pe rotisor, cum a spus voi pe mine. A extins mila lui Dumnezeu Iosif, umblarea lui a însemnat să alerge după sfințenie și doi să arate mila lui Dumnezeu. Mergem la următorul. B. Iosif a fost un bun administrator, spuneți bun administrator. Vedeți și în Casa lui Potifar și în Închisoare Biblia spune că Potifar i-a dat totul pe mâini și zice nu mai avea nicio grijă decât mânca și bea la fel și directorul închisorii. A zis Iosif, ia cheile, tu e șeful, eu mă duc acasă să mă culc. Era un bun administrator. Să umpli cu Dumnezeu înseamnă să alegi după Sfințenie, să extinzi mila lui și trebuie să administrezi bine resursele care ți le-a dat. Amin? Au tot felul de oameni și întâlnesc tot felul de oameni. Frate, uite, nu mai am, dar și ce ai făcut cu banii? Păi, uite, am investit într-un uh, telefon. Ce telefon ți-a luat? De la de 6500. Zic, frumos. Dar crezi că a fost cel mai înțelept să-ți telefonul la de 6500? Nu, no, bine, mă, am văzut și eu că toată lumea așa, acum ce ai vrut? nu. No. Și zic, și soția ce zice? Ce să zică că o plâns? Copii, tata dă mi mie. Normal. Ai iPhone nou în mână, normal că copii. Zic, dar a fost și mai înțeleaptă decizie. Nu. Și l-ați este pe ăsta, mă, du-te și du -te telefonul înapoi. 6500 de lei cu banii aia poți să-ți întrezi familia o bucată bună de... Nu e o investiție înțeleaptă. Nu și nu și nu și nu. Și datorită acestui fapt, de, de, datorită acestei decizii, că el n-a administrat resursele bine, a ajuns într-un faliment financiar și nu numai, dar și emoțional cu soția lui. Și acum conciliază-i. Du-i la consiliere, pe amândoi. Un într-o parte, altul într-o parte. Vedeți, Iosif a fost un administrator bun al resurselor. Spune, Doamne, ajută-mă să fiu un administrator bun al resurselor mele, al timpului, al banilor și al relațiilor care mi le pui în viața mea. Tu întreții relațiile din viața ta, vreau să te întreb. Când ai scris păstorului ultima dată un mesaj de susținere? Bă, mulțumesc frumos că v-ați dedicat lucrările lui Dumnezeu. Că sunteți din familie de oameni deștepți, ați fi și voi să plecați prin America, ați fi la relațiile care le aveți. Mulțumesc frumos că ați rămas aici în țara asta să slujiți. Când e ultima dată când ai transmis un mesaj de recunoștință, spune Duhul Sfânt aminte, băi, cineva ți-a dat o plasă cu porumb, s a pus o ciorbă în față. Întreții relațiile care le ai, pentru că relațiile nu, se, nu stau de la sine, trebuie întreținute. Iosif va știu să le întrețină, tu le întreții? Ai grijă de ele? Îți spun ceva, numai dacă crește de la sine. Grădina cu flori trebuie întreținută, amin? Și că noi suntem prieteni, știi, ne auzim odată pan, mă aud cu unul odată pan și el crede că e prietenul meu. Sănicule, te-am sunat, să... da, ok, mulțumesc. știi că eu te sun rar, dar e ca și cum noi am vorbit tot timpul. Suntem prieteni buni, așa e, nu e supărat pe mine. Nu, mă mai sună după altă nu știu câte luni. Credeți că ai prietenie? Voi ce credeți? Dar ce aia? Cine a zis? Felicitări. Vezi că vin în România, am și o nevoie de... Tâc, pâc, 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 pâc. M-a căutat odată un tânăr și zice, pe la o trupă din asta creștină, zice, auzi, uite, am o idee, m-am tot rugat și m-am tot rugat și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vin să vorbesc cu tine. Și știi ce rugăminte am? Dăm și mie toată lista ta de contacte ca să mergem și noi să cântăm la toate bisericile cu care colaborezi tu. E bună -a -a. ideea, zic. Dar nu se să întâmple cu mine. Pentru că tu n-ai o relație cu oamenii, nu-i cunoști. Eu n-am cum să te duc să slujești, nici măcar pe mine nu mă cunoști. Tu presupui că ai o relație cu mine care nu o ai. S-a supărat, a început să zică, băi, ăsta e rău, nu vrea să ne ajute, nu vrea să ne promoveze. Iosif a știut să fie un bun administrator al resurselor și Biblia specifică acest lucru de câteva ori. Aduceți-vă aminte că atunci când Faraon a înțeles visele, când i-au fost sălmăcite, a zis cine este mai bun ca Iosif ca să gestioneze tot Egiptul. Vrei să fii în slujba Domnului? Câți dintre voi vreți? Vreți? Dar vă întreb acum, vă gestionați resursele bine? Pentru că să știți că Dumnezeu îți dă teste în resurse. Dumnezeu te pune să gestionezi. Dumnezeu îți dă, mi-aduc aminte, când am început să intru în lucrarea profetică, îmi mai veneau așa câte un gând profetic, două, trei, patru, cinci, și cum veneau, cum le dădeam, mai veneau alte cinci. Când m-am oprit, când m-a luat frica, n-au mai venit. Și Dumnezeu a zis, de ce nu gestionezi resursele bine? Vedeți, Iosif nu numai că a urmărit Sfințenia, a fost un instrument al milei, dar a fost un bun administrator al resurselor. Doamne, dăm și mie înțelepciunea lui Iosif. O, Doamne, vreau, vreau, omul ăsta a scăpat o lume întreagă, oameni buni. Biblia spune, nu numai că a scăpat poporul lui Israel, dar toată lumea din vremea aceea a mâncat pentru că Iosif l-avea pe Dumnezeu în el și știa cum să administreze. Haleluia! Iosif a mai făcut ceva, lă. A fost loial și legat de promisiune. Dumnezeu, prin visul ăla, i-a promis ceva, că îl va înălța și îl va face un lider peste națiuni. Și știi ce? în vremurile cele mai grele ale tale, ține-te de cuvântul ăla care ți l-a dat Dumnezeu. Ține-te de promisiunea aia, nu te lăsa. Dacă poza în care ești, filmul în care ești, nu seamănă cu promisiunea aia, spune, Doamne, îți mulțumesc că sunt aici, dar nu seamănă cu ce mi-ai promis. Eu mă țin de ce mi-ai promis. Sunt credincios în locul ăsta, dar știu că într-o zi o să mă scos de aici. Iosif s-a ținut de promisiune pentru că spune acolo uh, uh, Scriptura în Geneza 42 cu 9 când i-a văzut pe frații lui că s au închinat el a rememorat toate promisiunile, spune în limba originală a rememorat visul și promisiunea lui Dumnezeu pentru el. Gândește-te ce imagine ce s-a fi întâmplat în inima lui Iosif când după atâția ani, 22 de ani se întâmplă minunea asta să împlinește visul și vin frații și se închină înaintea lui și aduce aminte totul mm. Lăudați să fie Domnul! Ultimul lucru, Iosif a fost... Unde? A, lipsește aul, acum îl facem, da, stai, stai, stai. Uite, aul nu lipsește. Dar știu aul ce este. Aul este o atitudine bună. Iosif a avut o atitudine bună, știi de ce? Atitudinea decide altitudinea. Am vorbit asta și la tineri, mulțumesc, frate păstor. Atitudinea e unul din cele mai importante ingrediente care le poate avea un om. Când am făcut școală cu americanii, știți ce ne-au zis americanii? Două lucruri. Ne-au zis, mă, voi români aveți două probleme. Voi aveți două probleme. Una, aveți abilitate, dar nu aveți mentalitate. Și trei, tot timpul vă plângeți. La câte resurse aveți în țara asta, voi ar trebui să fiți campioni Europei. N-aveți atitudine. În America, cum zic ei, attitude is everything. Am întâlnit pe cineva, acum chiar vorbeam cu Adina, o domnișoară în Anglia, spunea că lucrează la resurse umane. Și Adina i-a pus câteva întrebări despre resurse umane. N-a nimic să răspundă. Și ne-am gândit, Doamne, cum au angajat ăștia? Dar fata avea o atitudine de ziceai că conduce lumea. Iosif a avut o atitudine bună. El când a trecut prin lucrurile acelea grele, el a fost încă recunoscătorul Dumnezeu. Pentru că știi ce? E așa de ușor să-i mulțumești Dumnezeu când îți dă o casă și o mașină faină. Așa e? Când îți face bine și ficațul tău a fost bolnav și bum, în urma rugăciunii se vindecă că ficatul. Dar e mai greu să-i mulțumești lui Dumnezeu când te doare? Eu, eu mai, cum să zic, îmi place foarte mult de, de Charles Spurgeon. El a fost prințul predicatorului. Îmi, îmi place, am citit biografia lui, viața lui, câteva lucruri. Și un lucru care l-am notat este că în ultimii ani ai vieții lui omul ăsta a fost bolnav de gută. Picioarele lui erau umflate și predica în dureri. Și știți ce? Nu s-a lăsat. Și s-a tot rugat și s-a tot rugat și pare că Dumnezeu nu l-a auzit. Și te întreb câteodată, de ce, Doamne, un om ca ăsta, care a fost prințul predicatorului, romul ăsta când predica, Dumnezeu lucra. De ce? De ce? De ce? Dar numai Dumnezeu știe, poate a fost testul lui. Eu n-am de unde să știu. Dar ce știu este că el a predicat cu aceeași pasiune, cu aceeași elocvență, cu aceeași pregătire și cu aceeași atitudine bună înaintea lui Dumnezeu până a pleca la ceruri. Pentru că nu contează cât te doare, contează dacă inima ta e mulțumitoare, amin? Iosif a avut o inimă mulțumitoare, a avut o atitudine pozitivă. Îți spun ceva, atitudinea schimbă totul. Vă spuneam că sunt două feluri de oameni, parcă data trecută v-am spus, nu? Care atunci când se scoală dimineața zic așa, unii zic, Good morning, Lord, bună dimineața, Doamne. Cum vi se pare? Și alții zic, Good Lord is morning. Doamne, e iar dimineață, mai bine nu mă trezeam. Dar când Biblia spune că bunătățile lui se noiesc în fiecare dimineață și când deschizi ochii, eu vă spun, personal, eu trebuia să mor de cel puțin 10 ori până acum. De cel puțin. Și când deschid ochii dimineața, pentru mine e o minune. Crede-mă, crede-mă, mă, crede -mă, tibic, crede -mă, mă uit la Dina și zic, wow, încă sunt pe pământul celor vii. Haleluia! Pentru că niciodată nu știi când te cheamă Domnul acasă și de unde te cheamă. Eu sunt fericit când mă scol. Mă scol cu o atitudine bună și se mă însoare în jurul meu. Amin? Eu n-am fost un om care am zâmbit ușor, credeți-mă. A trebuit să învăț să zâmbesc. Când m-a întâlnit soția mea în facultate, eram cel mai, cum să zic, acrită persoană pe care am întâlnit-o. Eram încruntat tot timpul, gata cum se zice, ready for a fight, gata pentru o bătaie teologică cu cineva în doctrine. Și știți ce mi-a zis ea? Zice, Sanii Trancă, te sfătuiesc un lucru, zice. Nu-mi nu, nu, nu să încă răspunsul da sau ba, eram în uh, testări. Ai face bine să înveți să zâmbești, ca ai transmite mai mult viața lui Dumnezeu așa. Zice, tu ai observat că astăzi când ai prorocit, oamenii au început să plângă? Și, și știi de ce? De frică, că te-ai uitat la ei. Atâta de tare m-a sensibilizat oameni buni. Credeți-mă, deci dacă îmi zicea un, un bărbat, nu, nu mă dădărâm atâta. Dacă mi-a spus Adina, deci parcă m-a făcut conștient. Știți ce am făcut de atunci, nu? M-am dus la oglindă, la dușuri acolo și tot am început să exersez. Zic, Doamne, dar eu nu zâmbesc natural, ăsta misio. Și Dumnezeu ce nu, no, nu, no. Nu mai poți să zici asta misio, eu după ce te-ai întors la mine. Pentru că eu te transform după chipul și asemănarea mea și dacă eu zâmbesc și zic bună dimineața fiule și tu poți să zâmbești. Și ușor, ușor am început să zâmbesc și să zâmbesc și să zâmbesc că mă uit la copii și să zâmbesc că mă uit la voi, să zâmbesc că mă uit la Adina, să zâmbesc că mă uit la un polițist și știi ce? Funcționează. O misionară americană care a venit în România în anii 90 a făcut una din cele mai mari lucrări misionare în București. Și oamenii, la sfârșit, când a plecat, au întrebat-o, spune-ne, te rog, care a fost secretul tău? Și zice, am fost învățată de o misionară veche care a mers în China. Zice, nu contează că nu știi limba română, du-te acolo și zâmbește. Și credeți-mă, fata asta pe oriunde intra avea favoare, că mergea la primar, că mergea la poliție, că... Și începea, eu nu știu, voi iubit bine, românește și, și Aia deja când o vedeau, contează să ai o atitudine bună, amin? Atitudinea bună, entuziasm. Știți că cuvântul entuziasm înseamnă Dumnezeu este în noi? Entuziast nu înseamnă să fii fericit datorită unei împrejurări exterioare, ci înseamnă că Dumnezeu a pus o bucurie în tine care vrei să o dai mai departe. Credem, mă ascultă-mă, exersează zâmbetul, exersează o atitudine bună și o să vezi că lumea din jurul tău se schimbă. Parcă și cafeaua e mai bună, parcă și vecinii sunt mai frumoși. Mergem la tă. Iosif a fost, citim împreună, a fost și s-a văzut trimisul lui Dumnezeu. El spune în Geneza 45 cu 5, acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. El nu s-a văzut ca, un, ca o victimă. Tu te vezi ca o victimă? Bă, oh, mă, mă pun ăștia să când la Betania, mă, ce să fac? Nu, no, bine, mă, sunt parte din echipa de laudă, asta e viața. Trebuie să dau acolo, nu, no? trebuie să vin la timp să fac repetiții. Te vezi ca o victimă sau vii cu entuziasm? Zi, tinere, cum vii? Cu entuziasm? Domnul să ajute și pe tine și pe mine. Și pe noi toți. Vină cu entuziasm. Eu s-i va știut că este trimis de Dumnezeu. Tu ai conștiința asta în tine că ești trimis? Pavel spunea un verset foarte tare, dacă mi-l aduc bine aminte, dați să văd dacă mi l-am notat. Ah, 2 Corinteni 5 20. Noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Tu ești conștient că ești trimis acolo în societate? Tu ești conștient că ești, nu ești doar un afacerist, tu ești un evanghelist sub acoperire? Tu ești conștient că ești pus acolo nu doar să fii o profesoară într-o școală, să dai niște lecții la niște copii, ci să transmiți prezența lui Dumnezeu? Tu ești conștient? Am un prieten plecat peste hotare și lucrează cu copii. Și știți ce? Știți ce a spus șefa lui? A spus la directoare, doamnă, pe ăsta mie nu mi-l muți de aici, pentru că ăsta transmite ceva copiilor ce n-am văzut în nimeni până acum. Și el n-a spus absolut nimic de Hristos, pentru că în țara aia nu prea poți să spui așa ușor de Isus. Dar el e conștient că e trimis acolo cu un scop. El e conștient că e trimis acolo să țină un copil abandonat în brațe și să se roage peste el. Să-l binecuvânteze, să-l învețe să scrie. Tu ești conștient că ești trimis? Faci taximetrie. Ești conștient că ești evanghelistul lui Dumnezeu? Striga amin! N-ai strigat, ai zis. Nici asta n-a fost strigat. Bă, asta a fost de nota 5. Amin. Amin! Ești evanghelist sub acoperire, ești student la facultate, Dumnezeu te-a trimis acolo să duci împărăția lui, să duci împărăția lui, să avansezi împărăția lui, să avansezi agenda lui. Nu ne mai gândim, Doamne, ajută-ne să nu ne mai gândim tot timpul ce mi e mie. Aia e gândirea lui Iacov, ce mi e mie. Iosif nu s-a gândit așa. El s-a gândit ce este acestei națiuni, ce este planul lui Dumnezeu, ce este lui Dumnezeu. Ești conștient că ești trimis? Da sau nu? Doamne ajută-ne! Biblia ne spune și ne-o spune clar. Evrei capitolul 12 cu 14 și 15 urmăriți pacea și sfințenia fără de care nimeni nu o să-L poată vadă pe Dumnezeu. Vedeți că ce se găsește în Vechiul Testament și Noul Testament, le răspund. Amin? La milă, milă, milă voiesc, nu jertfe. E ușor să aduci jertfe. Tu știi că poți să dai bani fără să-L iubești pe Dumnezeu? Dar nu poți să-L iubești pe Dumnezeu fără să sacrifici. Poți să dai fără să-L iubești, dar niciodată nu poți să-L iubești fără să sacrifici. Milă voiesc, nu jerfe. Administrare, la administrare, uite, în Noul Testament ce zice? Încolo, 1 Corinteni 4 cu 2, încolo ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit în lucru încredințat lui credincios. Uieși la ușă, fă treaba cât de bine poți. Îmi place că aici la Betania te întâmpină tinere și frații cu zâmbetul pe buze. Îi văd acolo cum stau aliniați, parcă sângerii Domnului, parcă intri în ceruri. Aleluia! Slavă Domnului! Îți mulțumesc, Doamne, că ești aici. Hmm. Iosif s-a ținut de promisiune, a fost loial promisiune. Biblia spune în 2 în 1 cu 10 că Dumnezeu e credincios, toate promisiunile lui sunt da și amin. Și mai spune că toate promisiunile lui sunt da, de aceea prin el noi spunem amin. Ce frumos, extraordinar. Îmi place asta. Îmi place că Iosif a omblat cu Dumnezeu și știi ce aș vrea să facem? Aș vrea să le luăm pe rând și să le repetăm să înțelegem ce înseamnă umblarea. Umblarea cu Dumnezeu, că e așa ușor, e așa clasic, frate, umblă cu Domnul. Ce înseamnă, frate, să umblă cu Domnul? Ce înseamnă să umblă cu Domnul? explică -mi și mie ce și cum. Trebuie să ne pocăim. Ce înseamnă, frate, să ne pocăim? explică ce și cum. Trebuie să evangelizăm. Ce înseamnă, frate, să evangelizăm? Explicăm cum să face. Prea multe din predicile noastre sunt trebuie, 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 dar prea puține sunt cum? Umblarea se face așa. Umblarea lui Iosif a însemnat sfințenie, a însemnat milă, a însemnat bună administrare, a însemnat să fie loial promisiunii, a însemnat o atitudine potrivită și a însemnat să se vadă pe el ca un trimis al lui Dumnezeu. Tu cum te vezi pe tine? Te vezi un eșec? Te vezi o virgulă? Te vezi un punct în istorie, o greșeală? Tatăl meu mi-a spus de când m-a făcut, vă spun sincer, toate cuvintele lui erau numai de rele. Îmi spunea, bă, tu ești un eșec al istoriei. Ești o virgul, te va spulbera istoria, tu nu însemni nimic. Ești un gunoi. Dar știi ce? Când l-am cunoscut pe Domnul și m-am tot la Hristos, Tatăl Ceres mi-a spus o altă poveste. He, Sani, tu ești o soluție pentru generația ta. Tu nu ești un eșec al istoriei. Eu vă spun sincer, până să-L cunosc pe Domnul, am crezut că mama și tata au făcut o greșeală. Am venit din accident pe lumea asta. Până mi-am dat seama că Dumnezeu doar s-a folosit de mama și tata ca să mă aducă pe lumea asta, ca să trimit o soluție. Amin. Puteți să spuneți ce vreți, credeți-mă, nu mă dubăruți. Eu știu că sunt o soluție pentru umanitate și vreau să spun ceva, o veste bună. Și tu ești la fel. Dumnezeu a pus ceva în tine ce doar tu poți să faci. Dumnezeu a pus ceva în Ștefan ce doar el poate să facă. Dumnezeu a pus ceva în pastorul Tibi ce doar el poate să facă. Dumnezeu a pus ceva în Nicu ce doar el poate să facă. Dumnezeu a pus ceva în tine ce doar tu poți să faci. Slavă Domnului! Becul este ca să dea lumină. Mașina este o soluție ca să se ocupe de problema, ta, de problema transportului, nu? Dentistul se ocupă de Problema dentară. Fiecare lucru făcut sau creat sau inventat e făcut pentru ca să fie o soluție. Tu crezi că Creatorul, virgulă, Creatorul, când te-a dus pe lumea, a greșit că te-a dus sau te-a dus aici cu un scop. Spune tare, strigă tare cât poți, eu sunt un trimis al Domnului. Aleluia. Hai să mai încercăm o dată. Eu sunt un trimis al Domnului. O, oh, îmi place așa de mult. Le poți spune pe toate. Alea, celelalte, le-ai le trimis și pe alea? A, numai astea le-am trimis. Scuze-mă, dați-mi voie să le trimis și pe celelalte. Îmi place. Îmi place mult de Iosif. Cât îl iubești pe Iosif? Îl iubesc pe Iosif, învăț atât de multe de la el. Bibii le trimit vezi că vin. Uite, ăsta e un gest profetic acum. Dă-le mai departe. Mă rog așa să le dați și voi mai departe la alții. Or ajuns, slavă Domnului. Aș vrea să le citim împreună. Vezi, dacă am greșit vreo literă, nu mă pără, că vezi, le-am scris în grabă. Mi-a luat 30 de secunde să le scriu. Slavă Domnului! Îmi place atât de mult de Iosif. Doamne, Oh, vreau și eu să fiu ca Iosif. Vreau să fug după Sfințenie. Vreau să urmăresc Sfințenia în fiecare zi. Vreau să fiu instrumentul milei acolo unde mă pui. O, oh, da, vreau să fiu un bun administrator. Hmm. Vreau să fiu loial și legat de promisiunea lui Dumnezeu, că gândurile lui sunt bune pentru mine, să-mi dea un viitor și o nădejde. Vreau să am o atitudine recunoscătoare, pentru că Biblia spune cel cu inima mulțumitoare are un ospăț necurmat. O laudă Domnului. Aleluia. Și vreau să mă văd și aleg să mă văd că un trimis al domnului. Ok. Ce ziceți le luăm pe rând? Haideți să le citim. Iosif a urmărit sfințenia. Iosif a fost instrument al milei Domnului. Iosif a fost un bun administrator al resurselor. Iosif a fost loial și legat de promisiune. Iosif a avut o atitudine recunoscătoare. Iosif a fost și s-a văzut ca un trimis al Domnului. Hai să le mai spunem o dată, parcă nu sunteți convinși. Vreau să vă întreb, credeți că sunt biblice lucrurile astea? Atunci haideți să le mai spunem o dată. Iosif a urmărit Sfințenia. Iosif a fost un instrument al milei Domnului. Iosif a fost un bun administrator al resurselor. Iosif a fost loial și legat de promisiune. Iosif a avut o atitudine recunoscătoare. Iosif a fost și s-a văzut ca un trimis al Domnului. Faceți voi corecturile bine. Văd că lipsesc acolo câteva litere, dar le-am scris în viteză. Știi ce vreau să te întreb în seara asta? Tu umbli cu Dumnezeu. Pentru că umblarea lui Dumnezeu nu e la nivel teoretic. Umbrarea cu Dumnezeu este la nivel foarte practic. Dumnezeu atâta de tare își dorește să trăim practic creștinismul, pentru că așa cum spunea un mare om al lui Dumnezeu, creștinismul nu are nevoie de noi doctrine, ci are nevoie de o demonstrație puternică a celor ce sunt, a doctrinelor care deja există, amin? Tu cu Dumnezeu? Te sfințești tu în fiecare zi când ai oportunități să păcătuiești, când ai oportunități să te întinezi? V-am spus o poveste odată că eram la un film, am fost invitați de cineva și după primele cinci minute ne-am dat seama că nu e un film la care trebuie să stăm. Atunci încă mai mergeam la filme. Și știi ce mi-a spus Duhul Sfânt? Exact așa, scoate-mă de aici. M-am uitat la Adina și am spus, Duhul Sfânt mi-a spus să plecăm de aici. Și a zis și mie la fel. Și am ieșit și am plecat. Pentru că nu am vrut să ne contaminăm, nu am vrut să ne întinăm mintea, sufletul, cugetul. Sunt lucruri, și uite chiar acum am face Duhul Sfânt cunoscut prin Duhul, sunt lucruri și circunstanțe în care ești chiar acum, care ești la limită să-ți întinezi cugetul. Ai grijă. Pentru că Biblia spune de Emeu și Alexandru că au căzut de la credință după ce și-au pătat cugetul. Că ți-l pătezi odată, zici, nu-i bai, ți-l pătezi a doua oară, zici, las ca fi bine, ți-l pătezi a treia oară și tot, îl pătezi, îl pătezi, îl pătezi până nu mai simți nimic și crezi că păcatul este ok. Hai să ducem umblarea cu Dumnezeu la un alt nivel, amin? Oare ce s-ar întâmpla dacă în timpul săptămânii viitoare, noi toți de aici, am urmărit Sfințenia, când îți vine momentul și oportunitatea de ceartă și să-l piști pe partenerul tău de viață, să zici, mă, nu-i bine, că dacă îmi punct, să declanșează uraganul. Mai bine lasă pierderea la mine și urmăresc sfințenia. Ce zici atunci când ești rănit și e normal și nedreptățit să fii un instrument al milei lui Dumnezeu să zici Domnul va avea grijă și de tine și de mine. Ce zici săptămâna asta să începi să te gândești la care sunt resursele care Dumnezeu ți le-a pus în mână? Ai copii, ai soția, soțul sau poate nu ai? Familie, nepoți, casă, apartament, mașină, nu știu, cuptor, habar n-am ce resurse ai. Ce ai zice să încep să le administrezi mai bine? Și ce ai zice să faci ordine acolo, că poate sunt oameni care au nevoie de lucrurile care tu le ai și nici nu le folosești. Ce ar fi să te duci acasă și să zici, Doamne, cam ce nu folosesc eu pe aici, că am atât de mult multe debaraj, poate altul are nevoie. Mie nu-mi trebuie bicicletă, că nu merg pe bicicletă, îți mulțumesc. Dar așa parcă simt că cineva are o bicicletă de dată. Ai o bicicletă acolo care nu ai nevoie de ea. Și tot o ții, și tot o ții, și tot te uiți și zici, lasă că o să o folosesc. Asta am învățat de la Adina. Femeile așa sunt întotdeauna, au haine care nu le îmbracă și zice, lasă că anul viitor o port. Și știți ce am învățat tot de la Adina? Că au trecut ani și nu se poartă. Și știți ce? Că și noi bărbații stăm la fel. Eu, spre exemplu, am patru perechi de papuci, dar nu numai doi por. De ce? Cu aia mă simt cel mai bine. Hai să administrăm resursele bine, resursele emoționale, resursele mentale. Fă ceva cu mintea ta, dă-i de lucru, dă-i cuvântul lui Dumnezeu, nu mai lăsa să stea în putrefacție, nu mai lăsa să stea în lene. Faptul că asculți pe YouTube predice e ok, dar nu este hrana adevărată. Pune mâna pe Scriptură, du-te la Biblie, du-te la rugăciune, du-te la cămăruța ta cu Dumnezeu, amin? Tu trebuie să mănânci singur, Dumnezeu te vrea acolo singur cu El. Nu te-ai de surogate. Leagă-te, le, leagă-te, leagă, -te, leagă -te de promisiunea lui Dumnezeu. Săptămâna asta aș vrea să te provoc să alegi o promisiune și știi că nu când pleci, ci acum. Vreau să te gândești la o promisiune biblică. Și să o ieși, să zici, tată, săptămâna asta o pun la inimă și în mintea mea. Și o să încep să meditez la această promisiune zilnic. Tu ai promis că întorci familia mea la Dumnezeu. Tu ai promis că o să faci lucrul ăsta, că gândurile tale sunt bune, să-mi dai un viitor și nu de Doamne, nu văd viitorul, nu știu ce o să vină, N-am câteodată nici nădejde, dar asta e promisiunea, mă leg de ea. Mă leg de ea pentru că tu nu poți să minți. S-a ales promisiunea, cine și-a ales-o? Romani cu 28, Ieremia 29, haideți, sunt multe promisiuni în Biblie. Dumnezeu mă va spăzi de cel rău și mă va întări să fiu pentru împărăția lui cerească. Sunt multe promisiuni, sunt multe, aruncați asupra lui grijile voastre și el însuși se va îngriji de ele. S-a luat promisiunea? Nu contează dacă mai mulți avem aceeași promisiune. Ia-o și spune, Tată, o leg la inima mea. Și aș vrea ca să te vezi de astăzi un ambasador al împărăției lui Dumnezeu. Diferența dintre Iosif și frații lui știți care a fost cea mai mare. Ei au trăit totul numai pentru ei. Erau niște oameni egoiști, niște oameni care s-au gândit doar la ei, doar la beneficiu propriu. Iosif a văzut un pic mai departe. Iosif a văzut un pic mai departe. Iosif a văzut mult mai departe. El nu s-a gândit la el, el s-a gândit la ce? Ce spune aici scriptura? Geneza 50, 20 cu 21, aș vrea să citim. Geneza 50, 20 cu 21, e una din cheile. E una din chei. Teologii numesc această declarație una din cele mai elocvente declarații biblice după Romano cu 28. Uitați-vă ce spune aici. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă că ce vă voi hrăni pe voi și copiii voștri. Și am îngâiat și le-am bărbătat inimile. Știi care este un vis de la Dumnezeu? Un vis de la Dumnezeu nu te are în vedere pe tine. Visul de la Dumnezeu are în vedere pe alții. Când ai un vis în care tu ești centru, îți pot spune și îți dau semnat și îți arăt din Biblie că nu e de la Dumnezeu. Când David a ajuns pe tron, Biblia spune că el a înțeles că Dumnezeu l-a ridicat și l-a făcut păstorul poporului pentru binele poporului lui Israel, nu pentru el. Tu înțelegi că există un vis al lui Dumnezeu, e un destin, e o chemare, este acolo ceva în viața ta, care stă să iasă, care tot o blochezi de ani de zile, tot nu-i dai voie, nu o hrănești, o blochezi, o blochezi, o blochezi. Ce s-ar fi întâmplat? Dacă ai fi răspuns de ziua și ai fi zis, Doamne, arată-mi pentru cine să trăiesc. Arată-mi oamenii care vrei să-i slujesc. Arată-mi categoria de oameni cu care vrei să lucrezi anul ăsta. Îmi place de Dan că el a intrat în destinul lui. El a înțeles că Dumnezeu l-a scăpat de acolo nu pentru binele lui, nu doar pentru binele lui, ci pentru un bine mai mare. Să meargă înapoi cu Evanghelia și să ducă și să-i elibereze și pe alții aici sus. Pentru că aici vine prima dată eliberarea. Ce faci omule cu timpul tău? Vrei să ajungi la 80 de ani să stai pe scaunul ăsta și să-ți irosești viața? Sau vrei să fii un ambasador al împărăției în fiecare zi? Credeți-mă, eu n-am fost în multe concedii în viața mea, dar și când am fost în concediu, am fost evanghelist sub acoperire. Mi-a dat Domnul de lucru la greu. Cum i-am prins, cum i-am rupt. Le-am dat Evanghelia. Nu iert nimic, că nu știu când mă mai întâlnesc cu persoana aia. A mine nu contează dacă e doctor, polițist, am întâlnit oameni din guvern și am stat de vorbă cu ei, am dat prorocii la primare, nu mă interesează cum îl cheamă, este tot om, e tot păcătos, are nevoie de Hristos. Și eu sunt acolo ambasadorul împărăției. La început mă încerca roșinea, dar după aia mi-am spus că am o poveste prea frumoasă și adevărată de spus ca să o țin doar pentru mine. Pentru ce trăiești? Oare cum ar fi dacă săptămâna asta am duce umblarea lui Dum cu Dumnezeu la alt nivel? Am alergat intenționat după lucrurile care ne neprihănesc și am spune nu la cele activități care ne întinează cugetul. Cum ar fi? Am fi instrumente ale milei în loc biserica să fie un instrument al urii. Știți câtă ură generează biserica, religia? Știți câtă ură? ură și ură și ură și mânie și frustrare. De ce? Pentru că nu îl cunoaștem. Eu l-am urât pe tatăl meu cu desăvârșire, credeți-mă. Și n-am putut să-l iert. Patru ani de zile am stat în biserică fiind pocăit și n-am putut să-l iert. Până într-o zi în care Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus, iertați-vă cum v-a iertat Hristos pe voi. Și atunci am zis și Doamne, cum m a iertat tot pe mine? Și știți ce mi-a arătat Dumnezeu? Cu viziune, în care era așa o mare hârtie albă cu păcate, multe, 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 multe și Domnul mi-a rupt toată datoria. Așa m-a iertat Hristos pe mine. Nu stă în fiecare zi să-mi scoată ochii să mai iau ce aminte când ai futea. aia. Ia vină în coace. Țic! Du umblarea cu Dumnezeu la un alt nivel, du sfințenia, du instrumentul milei, fii un bun administrator, Fii un om al promisiunilor. Când vezi că cineva vorbește negativ peste viața ta, nu sta acolo ca băbălâcu. Zice ceva, nu primesc. Eu am o promisiune de la Dumnezeu. Cred că Dumnezeu se va îngriji de mine. Da, mă, dar vine recesiunea. Să vină recesiunea, Dumnezeu îmi va purta de grijă. M-a întrebat acum un american, mă, cum e pentru voi că vine criza? Zic, care criză, prietene? Că noi suntem născuți în criză. Noi suntem născuți în criză, am crescut în criză, suntem în criză. De când ne știm, țara asta e doar în crize. Și uite-te că Dumnezeu are grijă de noi. Amin? Avem niște promisiuni tari și puternice care rămân. Biserică trebuie să începem să le credem, amin? Cum ar fi dacă săptămâna asta ne-am pune, puneți promisiuni pe frigider, pune-le la pat, pune-le acolo, la oglindă, când te duci să-ți faci make-up-ul. Primul lucru care vezi trebuie să fie promisiunea lui Dumnezeu pentru tine. O, oh, trezește-te cu o atitudine bucuroasă, de fericire, de mulțumire. Doamne, haleluia! Îmi spunea un frate, are 70 de ani în Londra și încă muncește. Și zic, frate, cum ești? Ce frate, splin de și verde. Mă mai doare aici, colo, dar nu mă plâng. Haleluia, încă trăiesc. Încă pot să laud pe Domnul. Încă pot să muncesc. Încă pot să stau cu nepoții. Încă pot să conduc mașina. Și mi-a făcut asta o listă de nu mai terminat de mulțumire. M-am uitat la el și am zis, ăsta e un om mulțumitor. Încă mișc, încă am degete, în, doare ăsta, nu contează le alte nouă, nu te dor. Mă doare șoldul și pe mine, dar nu mă mai plâng. Zic, slavă Domnului că am șold. Haleluia! Un om cu inima mulțumitoare, Dumnezeu se îngrijește de el. Mulțumirea este cheia care duce în mulțirea. Amin? Vă aduceți aminte, Domnul Hristos a înmulțit pâinile prin mulțumire. Când începi să fii recunoscător pentru fiecare lucru pus înaintea ta de Dumnezeu zi de zi, și ce face Domnul? dă mai mult că ăsta e mulțumitor. dă mai mult. Pentru că celui ce are și e recunoscător și celui ce îi se va lua chiar și ce -are și acolo e cuvântul interes. Cine n-are interes pentru lucrurile veșnice, Dumnezeu îi le ia, îl lasă în pace. Fii mulțumitor și nu în ultimul rând aduți aminte că ești un trimis al Domnului. Vreau să ne rugăm în seara asta, aș vrea să vă provoc să fim ca Iosif, să fim o generație de Iosif. Știți că am predicat de multe ori, trebuie să fim generația lui Iosif. Și de multe ori mă gândeam, Doamne, cum a fost acest om? Am învățat atât de multe lecții de la el. Pentru că el este tipologia Domnului Iisus Hristos în Vechiul Testament. Un om care a iertat, a fost nedreptățit, a fost bătut, a fost vândut, a fost ispitit, băgat în închisoare și totuși a găsit putere și resurse în el să acorde iertare. Și mai mult, să le zică la frații lui, bă, băieți, Stați liniștiți. A murit tata. Eu o să am grijă de voi. Nu sunt eu în locul lui Dumnezeu? Spunea Iosif. Dumnezeu răsplătește. Dar Dumnezeu spune Iosif, m-a trimis înaintea voastră. Voi ați crescut că voi mă vindeți. faceți voi o combinație de aia românească. Dar de fapt Dumnezeu a fost Dumnezeu la lucru acolo. El a luat cel ce ați făcut voi rău și a folosit spre binele meu. Amen? Uitându-mă în urmă, îmi dau seama că toate lucrurile rele, Dumnezeu le-a luat și le-a folosit pentru sănătatea mea, pentru binele meu. lăudați să fie Domnul. Doamne, îți mulțumesc. Îți mulțumesc că Tu știi să iei lucrurile rele din viața noastră și cele bune și să le faci pe toate să lucreze pentru înaintarea noastră. De asta ne întoarcem și noi cu recunoștință și vrem să facem totul pentru înaintarea împărăției tale. Doamne, Tată, vrem să umblăm cum ai umblat Iosif, în sfințenie, în mila, în bună administrare a resurselor, în promisiuni, într-o inimă recunoscătoare ca un trimis al tău. O, Doamne, iartă-mă că de multe ori m-am văzut o victimă, iartă-mă că de multe ori m-am văzut un nimeni, m-am văzut fără folos. Și diavolul rudea de mine, Doamne, până în ziua când mi-am venit în fire și am zis, eu sunt copil de Dumnezeu. Eu vreau să te rog ceva, nu te mai ruga să o schimbe Doamne, Domnul persoana cu care nu te înțelegi la lucru. Schimbă-te tu. Aveam un capitan în armată, v-am mai povestit de-l, Minune îl chema, capitanul Minune. Ăsta avea boală pe pocăiță, în special pe mine. Tot timpul mă bătea. Și la început mă uitam, nu că urât la el, dar era... Na, nu știu. Stai, nici nu, știi cum să stai în fața unui capitan, că el are toată autoritatea. Dacă zâmbeam, nu era bine. Dacă... Dar până la urmă, știi, și am zis, eu sunt aici să duc împărăția. Lasă-l să dea. Care și el un naș mai mare. Și ușor, ușor să știți că Dumnezeu a făcut ca zâmbetul meu să ajungă la el. Și inima lui s-a înmuiat. Atât de tare s-a înmuiat, că atunci când m-am eliberat din armată și m-am întâlnit cu el în stația de autobuz, a intrat groaza Domnului în el și a luat la fugă. Și am alergat după el, domn capitan, domn capitan, de ce fugiți? Nu că mă bați, nu vă bat, domn capitan, vreau să vă mulțumesc. Eu vreau să-i mulțumesc, pentru că acolo, sub mâna lui puternică, Dumnezeu m-a șlefuit. Ei mulțumit Dumnezeu pentru lucrurile rele până acum, adani. Ei mulțumit Dumnezeu pentru vremurile alea de restriște? Tu știi că minusul în împărăție e la fel de important ca plusul când Dumnezeu îți ia, de fapt te protejează. Când Dumnezeu scoate persoane din viața ta, vrea să te protejeze. Când Dumnezeu îți dă cu minus în finanțe, Dumnezeu semnalizează ceva. Nimeni nu este mai puternic ca El. Dar tu trebuie să fii găsit credincios că administrezi și când ai mult și când ai puțin. Și cu o inimă recunoscătoare și când ai mult și când ai puțin. M-a zmerit rugăciunea unui om odată. Am stat la masă și noi aveam, eram mai mulți acolo misionar și el era dintr-o parte a lumii mai săracă și cineva dintre noi a făcut cinste la un moment dat și mi-aduc aminte când s-a pus la capul patului să roage, a zis, Doamne, Mulțumesc că noaptea asta nu m-am culcat cu stomacul gol. M-am gândit, mă omule, atâta de sărac să fii. Dar el a știut să mulțumească. Watchman e unul din cei mai mari creștini ai Chinei. Se spune că atât de mult a predicat Evanghelia și atât de mulți oameni se întorceau la Dumnezeu încât Partidul Comunist Chinezii l-au prins și i-au tăiat limba și l-au băgat în închisoare. Și știți ce? a început să plângă și a zis, Doamne, de ce? De ce, Doamne? Pentru că eu vreau să predic Evanghelia Ta. Dar știți ce? I-a oprit gura lui Watchman, dar nu i-au putut opri mâna, pentru că a început să scrie cărți și cărțile lui au ajuns în toată lumea. Una din cărțile lui care mi-a impactat viața în studențime, umilința, m a făcut să fiu mai umil, m-a făcut să am încredere în Dumnezeu. Ce ar fi să vedem împărăția lui Dumnezeu? Ce ar fi să ne deschidem ochii și să înțelegem că nu tot rău care ni se întâmplă e chiar rău câteodată. Și dacă e rău, este și ăla de folos că Dumnezeu ia și îl folosește pentru binele tău. Hai să ne rugăm în seara asta și să-i cerem Domnului, Doamne, vrem să fim ca Iosif. Nu știu în ce domeniu, mai îmi pui odată o pe, dată pe, pe bord acolo. Nu știu în care dintre ele în sfințenie sau în milă, nu știu unde dai cu minus, sau în administrarea resurselor, sau în promisiuni, faptul că nu strigi niciodată promisiunile peste copiii tăi. Eram în Israel pe stradă și v-am povestit odată, la un moment dat un copil mic de vreo s-a pierdut și alergat pe lângă autobuz, striga a aba, 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 unul de la mic cu perciuni. Și l-am văzut deodată pe unul cu pălărie că leargă. Și l-a luat și a început să... spunea acolo, nu știu ce, și a început să... Bă, zic, ce face ăsta? Îl capitanul ăsta de era cu noi, ci că vorbește promisiunile Domnului peste el, să nu se mai piardă. Wow! Tu vorbești promisiunile peste partenerul de viață? Sau îi zici, nu ești bun, nu ești... Tot timpul faci așa, ți-am mai spus să faci asta. Iar nu ți-ai pus lucrurile la loc. Chiar contează lucrurile alea să fie acolo așa perfect? Contează pentru niște lucruri să rănești o persoană care Dumnezeu a murit pentru ea? Eu să știți că eram foarte perfecționist, că tatăl meu a fost perfecționist. Dar m-am schimbat, slavă Domnului. Nu mai contează cum stau lucrurile. Cel mai important e că Adina e în casă pentru mine. Ea este în casă și umple viața mea. Nu mă interesează cum e mâncarea, vă spun sincer. Mă interesează compania. Mă interesează că am cu cine mânca și împărtăși viața asta. Sincer să fiu. Slavă Domnului că se pricepe și la gătit. Dar aia e pe lângă. Cât de mulțumitor ești pentru, pentru viața care ți-a dat-o Domnul? Pentru zilele astea? Vă spuneam de pastori ăștia, sunt cinci pastori, am primit pe telefon, cinci pastori au murit în războiul ăsta. Dimineață v-am spus povestea unuia dintre ei, care i-au spus bătrânul în timp ce se trăgea cu rachete dintr-o parte în alta, fugi Sergei, fugi și scapă viața și el a spus, am promis lui Dumnezeu că să-mi iubesc aproapele. Și am murit acolo sub dărâmături. Dar sunt cinci, am aflat că sunt de fapt cinci, cinci păstori. În timp ce ajutau, în timp ce duceau ajutoare, au lăsat familia acasă și s-au dus ca să slujească biserica Domnului de acolo, din cadrul de război. Ce preț mare, nu? Ce preț mare. Și știi ce? Sunt foarte tineri toți. Asta e și mai mare șocul. Și noi le avem pe toate la ora de la Bihor. Frate păstor Tibi, Bihor, bine hrănit Bine hăruit Am zis că următoarea, proximă ocazie O să încerc să fac o predică pe pâhă pe Bihor Să vedeți câte binecuvântări avem Mie mi îmi place să schimb blestemul în binecuvântare Mi-a zis unul La o stație de autobuz, zice Eu sunt din Prahova, din patria hoților Și am zis, nu primești ce ai spus PH, bh va fi patria harului cum vezi Bihorul, cum vezi Oradea, casa ta? Oportunitate să rodesc Oradea, Oră. Nici eu nu sunt naționalist, sunt patriot, e o mare diferență. Slavă Domnului! iubim pe toți! Amin! Fii binecuvântat, frate. Mulțumesc. Hai să ne ridicăm să ne rugăm. Doamne, îți mulțumesc că ne-ai vorbit prin Iosif. Și Tu ești în control. Slăvi să fie numele Tău pentru fiecare lucru care ne-l dai, Doamne, și îl pui pe masă. Îți mulțumim pentru Familiile în care ne-ai pus, pentru orașul în care ne-ai pus, pentru țara în care ne-ai pus, pentru prietenii care avem în jurul nostru, comunitățile etnice care sunt împreună cu noi, îți mulțumim pentru toți și, Tată, te rugăm ca această cunoștință de tine să vină prin noi în câți mai mulți. Te rugăm, Tată, pentru această cetate, acea rugăciune care a făcut-o și Pavel în FSN. deschide ochii inimi, Deschide ochii inimi, ca să priceapă, Doamne adâncimea, înălțimea. O, Doamne, a dragostei Tale, avem nevoie de Tine, Iisus. Avem nevoie de Tine să câștigăm acest oraș pentru Tine. Doamne, fiecare suflet e important. Tu ai murit pentru fiecare. Îți mulțumim pentru mila Ta. Îți mulțumim pentru adevărul Tău. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru harul Tău. Îți mulțumim, Tată, că ești la locul. Și mulțumim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Te laud și îți mulțumesc.